Strategiile de campanie electorală ale liderilor PNL Dâmbovița provoacă ropote de aplauze din partea adversarilor politici și râsete printre cei neimplicați politic. Victor Nae, ultimul virgin al județului din mai toate punctele de vedere, inclusiv intelectual, este cel care va conduce PNL-ul la groapă. Victor Nae, omul care n-a câștigat decât la loto de vreo două ori, va fi șeful de campanie al liberalilor. Cu Nae la cârmă, grozavii liberali dâmbovițeni vor juca la viitoarele alegeri la zero. Așteptările mele sunt unele pozitive, drept și implicarea mea în această campanie. Sunt virgin. Sunt virgin. Și consider că trebuie o nouă abordare vis-a-vis de problemele cetățeanului și de felul în care el trebuie să aleagă pentru a fi reprezentat. Și ăsta este motivul principal pentru care m-am implicat. Sunt virgin. Sunt virgin. Din câte înțeleg eu, oamenii au priceput foarte bine că sunt virgin. Președintele PNL Dâmbovița, Gabriel Grozavu, a fost de negăsit în această zi neagră pentru liberalismul din toată țara. Nici în ruptul capului n-a dorit liderul liberal să ne spună ce a fost în capul său și al celorlalți colegi când au luat această înțeleaptă decizie. Înțeleaptă a fost hotărârea doar dacă au avut în vedere să le netezească adversarilor calea spre victorie.